Ședința de ieri a Parlamentului la care au avut loc huiduieli și îmbrânceli s-a soldat cu pagube de până la 60.000 de lei. Despre aceasta a anunțat astăzi, în debutul ședinței plenare, secretarul general al Parlamentului. În acest sens, președinta legislativului Zinaida Greceanu a solicitat să fie inițiată o procedură pentru identificarea persoanelor care se fac responsabile de pagubele înregistrate. Nu știu de ce, dacă nu eram eu, ori nu știu cine, mi-au rupt și microfonul președintelui Parlamentului. Rog secretariatul să facă anunț dacă au fost prejudiciat cumva bunurile din Parlament. Vă rog. Conform evaluării preliminare care s-a făcut, avem produse cu defect total în valoare de peste 16.000 lei și cu defect parțial în valoare de peste 46.000 lei, ceea ce presupune că încă lucrează, dar sunt deja oxidate și în scurt timp vor ieși din defecțiune. Deci, aproximativ, în total, defecțiunile care sunt în valoare de 50-60 de mii de lei. Rog secretariatul, de asemenea, și direcția juridică care intră în componența secretariatului, să inițiați procedura cine se face vinovat de deteriorarea bunurilor Parlamentului. Amintim că ieri plenul Parlamentului a arătat ca un ring de box. Deputații de la guvernare și cei din opoziție s-au îmbrâncit, iar cea mai fierbinte scenă s-a dat chiar în prezidiu. În momentul în care deputatul Vlad Bătrâncio a rămas în locul speakerului, încerca să anunțe că proiectul de lege privind politica bugetar-fiscală a fost aprobat în prima lectură. În timpul îmbrâncelilor, două microfoane au fost rupte și a fost spart un pahar. Situația, Parlamentul a votat pentru proiectul legii 473. Întreb Comisia Socială care este poziția cu privire la... Președintele ales Maia Sandu a anunțat astăzi pe Facebook că a vorbit la telefon cu premierul Ionchicu, căruia i-a transmis mai multe mesaje. Ea nu precizează când a vorbit, ci doar faptul că i-a spus despre aceea că bugetul prezentat de guvern nu este în măsură să ajute cetățenii, ba dimpotrivă. Conține scheme din care unii deputați corupți vor scoate bani în continuare. De asemenea, Maia Sandu scrie că i-a spus că țara are nevoie de un alt parlament și guvern, iar demisia executivului este cea mai scurtă cale spre acest obiectiv. Deocamdată, premierul nu a venit cu o reacție. Precizăm că la sfârșitul lunii noiembrie, președinta aleasă Maia Sandu a spus în cadrul unei conferințe de presă că își dorește o întrevedere cu prim-ministru actual pentru a discuta despre situația din țară.